În minutele ce urmează vorbim despre cultura de legume în solarii, pentru care optează tot mai mulți fermieri, existând și programe de susținere și încurajare a producției de legume cultivate în spații protejate. La ferma din comuna Dichiseni, județul Călăraș, se utilizează o suprafață de 1000 de metri pătrați cultivată cu tomate și castraveți. Ce trebuie să știm despre acest tip de afacere? Haideți să aflăm de la fermiera Rodica Ilisei. Avem 20 de solarii, cum vedeți mărimea aceasta, 380 de metri pătrați un solar. Cum ați început afaceri cu tomată? Practic am început afacere, este un proiect european în care este inclus și suprafața asta de un hectar de solarii, pe lângă ciupercărie și ferma de tăuraș. Fiind și de profesie inginer agronom, ne-am gândit să încercăm să ne orientăm și pe partea asta. Să facem ceea ce am învățat. Ați avut ajutor și din partea statului sau pur și simplu ați demarat așa o afacere de familie? Deci este pornită ca o afacere de familie, nu am avut ajutor din partea nimănui, practic am pornit pe resurse proprii, credite și încercăm acum să ne susținem, să mergem înainte. Proiectul a fost de aproximativ 1.000.000 de euro, 1.200.000 de euro, dar acum, practic, ce investim? Investim decât în furtunele de picurare care le schimbăm an de an și folia de mulci pe care o punem la plante, răsadurile de sămânța, plus tratamentele care le mai facem de întreținere. Hai să începem cu răsadurile. De unde le produceți și cum le plantați? Le-ați plantat în ce lună anul acesta? Deci am încercat să ieșim cu ele cât mai timpuriu. Ne-a ajutat și timpul un pic, că nu a fost atât de... N-a fost o iarnă atât de grea. Sămânța ne-am produs-o, ne-am semănat-o singur, deci ne producem răsadurile noi. Am intrat pe un program care se numește Tomata și este un program care susține producătorii și care ne-și ajută în același timp. Am ieșit și să încercăm să ieșim cu ele mai devreme pe piață, ăsta e scopul. Câștigăm și un pic la preț și e vorba și de calitate. Ciclul durează, depinde câte etaje vrei să mergi la plantă, să zic că merg pe 3-4 etaje, durează cam 2 luni, așa, de acum încolo începând. La ce producție putem vorbi aici? De... Sunt an și an, n-am să estimez o producție, pentru că sunt an și an și nu, niciodată n-am vrut să zic că fac atât, pentru că în fiecare an a mai apărut câte o problemă. Ba, a venit o furtună și ne-a rupt solarile, ba... Temir ce a fost și nu am reușit să ne atingem țelul. Să ne ajute Dumnezeu să fie bine, dacă ar merge cum e așa cultura în momentul ăsta, ne așteptăm la o producție bună. În afară de vitregile vremii, mai sunt și boli și dăunători, nu? Pentru cum vă feriți? Sunt și boli și dăunători, că nu se poate fără ei, dar să știți că până în momentul de față nu am avut atac de nicio insectă și nicio boală care să-mi afecteze cultura. Mergem pe produse naturale biologice, avem niște stimulenți care le mai ajută, niște îngrășăminte naturale, gunoiul de pasăre care îl incorporăm în fiecare an în sol, fiind produs de ferma proprie care avem în aceeași incintă și încercăm să mergem cât mai bio, să zicem așa. Ce lucrări de îngrijire necesită o cultură de tomate în solar? Necesită foarte multe lucrări de întreținere, necesită foarte multă forță de muncă și practic terminăm un rând de solarii, să-i termin 4 solarii peste o săptămână, le iau de la capăt. Deci în continuu lucrări de întreținere. Copilit, cârnit la plantă, curățat, desfrunzit. V-am spus, sunt multe lucruri care se fac, dar lucrarea cea mai importantă este aceea de copilit, care stimulează și înflorirea și planta în sine. Important este și sistemul de irigare, nu la dumneavoastră? Și sistemul de irigare, deci avem sursă proprie, avem puț propriu din care ne alimentăm cu apă. Și v-am spus, avem furtune de picurare care sunt trase la fiecare rând de plantă și practic planta nu suferă de secetă. Indiferent cât de cald, să zic, ar fi afară, sistemul de picurare ne ajută să o întreținem. Aveți o cultură foarte mare și aveți și o responsabilitate mare. Responsabilitatea este în orice job, dar atunci când lucrezi cu plante și cu animale, e ca și atunci când ai oameni bolnavi și lucrezi cu ei în spital. Deci trebuie să ai grijă în permanență, ca de propriu copil, să zic așa.
Trebuie să știți că bolile și dăunătorii se transmit mai mult în interiorul culturii, nu prea vin din afară, să zic așa. Orică au rezistat în sol de la cultura precedentă și au iernat acolo și pe urmă când li se favorizează condițiile, imediat ies. Dar, v-am zis, deocamdată nu sunt probleme, zil de zi intru în ele, le verific și încerc să previn dacă apare ceva. Cât crește? Cam ce lungime o să aibă acest... Da, cultura, plantele, tomatele acestea sunt, este un soi cu creștere nedeterminată. Asta înseamnă că ele se duc, poate să ajungă și până la nivelul... Deci să zic, mai merg încă 2 metri de aici încolo, înțelegeți? Atât că la un moment dat o să mă opresc cu ele cam la al treilea, al patrulea etaj, că nu mai e... Nici nu mai pot să lucrez pe ele, înțelegeți? Să le fac și lucrările și le cârnim în momentul în care cârnești vârful... plantei, atunci planta se oprește din creștere. Practic eu îi dirijez creșterea, când vreau să se oprească, se oprește. Ce ar trebui să știe fermierul ca să fie roșia, să fie bine coaptă și să nu rămână acel verde la cotor? Când roșia ajunge la maturitate normală, fără să fie stimulată, înțelegeți? În momentul în care o tai în jumătate, nervurile nu sunt verzi și nici omul știe ce e nervul. Când o taie pe jumătate, nu se vede nimic verde. Practic, ea trebuie să fie un roșu intact. Da, o roșie, da, de regulă să știți, când se ajunge în sezon, de cei care nu stimulează, ies cu roșia cam undeva iunie, cam așa ieșim cu ea, deci nu prea e atât așa de mare pericolul să mai trateze, atunci să stimulezi coacerea. Roșiile care sunt periculoase în momentul ăsta pentru consum sunt cele care sunt cele mai timpurii și care omul stimulează ca să poată să obțină producția în condițiile care sunt de răcoare. Și când la serele încălzite vorbim de altceva, da? Într-un solar e mai greu. Ce puteți spune despre roșia românească, sămânța de roșie românească? Ați căutat? N-ați găsit? Să știți, când eram pe vremea, când eram copii și părinții noștri cultivau roșiile care le cultivau, erau niște roșii gustoase și foloseau sămânța din roșia pe care o produceau, foloseau aceea sămânță. Le ieșeau, nu știu cum, dar le ieșeau, erau roșiile, aveau gust bun. Da, mi-aduc aminte de roșiile din copilărie și acestea au gustul bun, chiar foarte bun, să știți. În piață și unde le vând, am format deja clientela noastră, că știe că suntem producători și că nu le tratăm, nu fac analize periodic la plant, la cultură, mă refer la castravete, la roșie, facem analize de sol, ne asigurăm că totul este... în limite normale, să nu fie vreo problemă. Este tehnologia de cultivare a castraveților în solarii. Tot ce trebuie să știm despre castravete, de la semănat până la plantat, noi ne producem singur răsadurile. I-am plantat, să zic, acum vreo lună jumătate pe aceștia. Este o cultură nu atât de pretențioasă ca și temperatură cum este roșia. Am ieșit deja pe producție după cum se vede. Acum facem lucrări de întreținere. În ce lună ați propus răsadurile? Deci am semănat undeva în martie și am plantat undeva prin aprilie. În aprilie și acum când... Am recoltat, deci am și recoltat deja din ei. O serie, da. Da, sunt deja pe producție. Cultura mai durează, că să zic așa, încă o lună, de acum încolo, cam o lună. Câte solarii cu castraveți aveți în fermă? Deci, dintr-un hectar de solarii care le avem cultivate, jumătate sunt castraveți. Să mergem numai pe castraveți cornișon. Este totuși o cultură dificilă, deci ați ales castraveții? Am ales castraveții pentru că este o legumă care se caută pe piață. Avem și un contract cu un supermarket cu care lucrăm și contractul este pe castraveți și pe roșie. Și mergem pe ce să cere piața, în deosebi. Eu sunt foarte sensibil și mai ales la bolci, la dăunători. Foarte sensibil la bolci, la dăunători. Orice cultură este, să zic, are tendința de a fi la un moment dat atacată de un dăunător sau să fie lovită de o boală, dar încercăm să le prevenim
urmărind culturile în fiecare zi și făcând și tratamente preventive. Tratamente nu puternice, tratamente care sunt agreate și care sunt, nu, cum să spun, nu dăm aiurea. Le dăm numai în momentul în care cultura o necesită chiar 100%, altfel nu. În restul, cu îngrășământ natural, nu? De grajd. Da, în fiecare an solariile le pregătim cu gunoiul de pasăre care îl avem de la noi din propria fermă și de regulă lăsăm peste iarnă să macereze un pic și primăvara când pregătim terenul îl și încorporăm. Este un îngrășământ care ne ajută foarte mult și la calitatea fructului și planta în general e mulțumită de el. Cum mențineți temperatura? La ce temperatură trebuie să crească o cultură sănătoasă de castraveți? De ce să zic? Solarul nu are prevăzut un calculator ca să zic că îi regrează temperatura cum aș vrea eu și cum mi-aș dori eu și cum și-ar dori planta, înțelegeți? Încercăm să-i acordăm atenția și să-i oferim ceea ce își dorește așa cum putem. Când este foarte cald afară, solarile sunt prevăzute cu sisteme laterale de ridicare și le putem ridica destul de sus. Ele sunt destul de înalte și planta are destul spațiu ca să fie ventilată. Contează foarte mult și modelul solarului și mărimea acestuia spațiu, în general. Câte rânduri aveți aici? Sunt 10 rânduri, de plante. Sunt cam 1000 de plante în acest solar, care are o suprafață de 400 de metri pătrați. Contează foarte mult și distanța, nu? La ce distanță le pălnesc răsaduri? Da, cum să zic, urmărim tehnologia de cultură undeva la 50 de centimetri ca să poți și între plante și între rânduri, ca să le dăm plantelor suficient spațiu să se dezvolte. Și este adevărat că este o legumă care conține foarte multă apă, deci nu? Multe irigații. Da, este o legumă ca și ciuperca, de altfel conține foarte multă apă, dar trebuie să avem foarte mare grijă la udări, se fac udări zilnice dese, adică udări zilnice cu o cantitate micuță de apă în funcție de cum e și solul. Dacă planta simți că necesită mai multă apă, venim cu mai multă apă, având sistem de irigare prin picurare pe care îl putem controla oricând vrem. Deci câtă apă își dorești, atât îi dăm. Ceea ce ne costă an de an este sămânța și sistemul de irigare, folia care o punem de mulci, și, bineînțeles, investiți forța de muncă, care este fără care de nu putem să mergem mai departe. Deci dacă n-ai oameni cu care să întreții cultura și care să recoltezi la timp, deci pornești degeaba la drum. Deci nu poți, la o suprafață așa de mare, nu poți singur sau cu doi oameni să faci față. Câte tone de așa de castraveți? Cam 40 de tone la hectar se scot, în funcție de an. În funcție de cum v-am spus, pot fa apare intemperii în cursul anului. Dacă e un an bun și producția e bună, nu... S-a întâmplat să rămâneți cu marfă? Adică cum s-a întâmplat, vedem pe la televizor, că rămân cu marfă și o aruncă. N-am rămas cu marfă niciodată, n-am rămas. Au fost ani în care, să zic, am avut producție mare de castraveți și se recolta masiv. Atunci când ieșim noi pe piață, cam ies și ceilalți și este cam un bun pe piață, scade foarte mult prețul. Asta e problema. Marfa ți-o ia, dar prețul nu e atât de încurajator, să zic. Anul trecut ați ieșit pe plus, cum ar veni, la această cultură de castraveți sau pe minus? Cam am fost așa la limită, să zic. A fost un an secetos, a fost un an mai greu, a fost și cu furtuni, ne-au dezverit solarii, le-am pierdut cultura care era deja pe rod. Asta e.